de mai bine de 2 ani și jumătate, Muzeul Județean de Istorie și Artă este închis. Clădirea este în reabilitare și cu toate că lucrarea trebuia finalizată încă din luna mai, șantierul va dura cu siguranță până anul viitor. Până în 2013, municipiul nu are practic muzeu, dar nici prea mulți localnici dornici să-l viziteze nu sunt. Secția de istorie, cea de lângă piață pentru necunoscători, este închisă. În schimb, secția de artă de pe strada Gheorghe Doja este deschisă zilnic, cu excepția zilei de luni. Cu toate acestea, o persoană, două, trec într-o zi pragul galeriilor Ioan Sima, deși ar avea ce se vadă. Expoziția de bază, colecția Sima, deci portrete, peisaje, naturi statice, compoziții de la maestru Sima, a cărui nume poartă de fapt și secția de artă a Muzeului Județean, și expoziții temporare care sunt organizate în general o dată pe lună în sălile din spate a muzeului. Dacă în general sălile galeriilor de artă sunt goale, acestea se bucură de vizitatori o dată pe lună când se organizează expoziții tematice. De succes, în special în rândul celor mici, se bucură și expoziția de fluturi și insecte. Expoziția de bază a Muzeului de Artă Ioan Sima mai are și o altă colecție, colecția de entomologie, deci fluturi și insecte, a colecționarului Tocaccio Dolber, care a făcut o donație de în jur de 13.000 de exemplare acestui muzeu, din care într-o singură sală sunt expuse în jur de 3.000 de exemplare. Dar colecția e mult, mult mai mare și se află mare parte în depozit. Dar ar putea să umple încă câteva săli bune. Expoziția de fluturi și insecte reunește specii adunate de pe toate continentele de un zălăuan pasionat. Născut în 1924, Tocaccio Dolber a terminat facultatea de drept, dar mare parte din viață și-a dedicat-o pasiunii pentru fluturi și insecte. În 1980, când s-a mutat de la casă la bloc, nu a mai avut spațiu pentru a-și depozita colecția impresionantă, așa că a donat-o Muzeului Județean de Istorie și Artă. Tocaccio Dolber a încetat din viață anul trecut, la 87 de ani. Colecționarul Tocaccio Dolber, un economist, jurist, zălăuan, care a avut acest hobby de a colecționa și fluturi și insecte de toate felurile, și el a avut corespondență cu alți colecționari din toată lumea, din mai multe, chiar din toate continentele, și cu mai mulți muzeografi și specialiști entomologi din țară și din străinătate. Împreună cu ei și cu schimburile făcute cu aceștia, s-a adunat această vastă colecție timp de mai multe decenii. Din lipsă de spațiu, atât o bună parte din colecția de fluturi, cât și alte piese de interes, stau ascunse de ochii vizitatorilor în depozitele muzeului. Nu numai fluturii și insectele stau multe la număr în depozitele noastre, ci și multe alte piese de artă și de istorie veche, de arheologie, fiindcă muzeul, într-adevăr, este foarte mic pentru acest vast patrimoniu pe care îl deține. Am aflat cu surprindere că sunt zălăuani care nici măcar nu știu de existența galeriilor de artă Ioan Sima. Dacă nu le-ați vizitat încă, merită să o faceți. Intrarea costă numai 3 lei și, cu siguranță, veți pleca plăcut impresionați.